Bine v-am găsit la un nou video. Am profitat și eu de perioada de Black Friday care tocmai a trecut și acolo unde am găsit câteva oferte reale, reduceri reale, am profitat și am mai cumpărat și eu pentru atelier câteva obiecte. Printre acestea, o geantă textilă cu sigla Bosch pentru transport, scule și unelte. Am văzut că au mai cumpărat-o și câțiva prieteni de pe grupul pasionaților de unelte și s-au arătat destul de mulțumiți de ea, așa că am zis să fac și un clip scurt în care să vi o prezint și să vedem împreună cum arată și cam cât de încăpătoare este această geantă. Geanta chiar s-a încadrat în categoria ofertelor reale care au fost de Black Friday. Reducerea a fost de 65-70% pe site-ul atelierultău.ro. Prețul era undeva la 100 și ceva de lei și s-a vândut în această perioadă de Black Friday până la epuizare stoc. În momentul ăsta când m-am uitat pe internet, nu mai este în stoc. S-a vândut cu prețul de 35 de lei, deci eu consider că se merită. Este o geantă din material textil cu dimensiunile de 40 de centimetri în lungime, 28 de centimetri în lățime și 30 de centimetri în înălțime. Are un fermoar aici destul de gros, calitativ, așa bine cusut. E prima dată când o desfac și eu, nu am studiat-o până acum. Pare un material foarte rezistent, foarte bine cusut și la prima vedere chiar pare o achiziție foarte bună, destul de încăpătoare. Și acum ați văzut, are pe o latură sigla Bosch cu trei buzunare aici, trei compartimente unde putem să mai băgăm ceva accesorii. Și pe cealaltă parte, din nou, semnul sigla celor de la Bosch, mânerele de transport, toartele de transport, au și un arici aici, se pot îmbina foarte frumos, una într-alta și în felul ăsta, atunci când geanta este mai plină și mai grea, puteți să o cărați foarte bine fără să vă taie la mână aceste bretele de transport. Cam așa arată și înăuntru, un material așa, un fel de fâș. Bineînțeles că va trebui să aveți grijă cu ea atunci când o să vă transportați culele și uneltele la locul unde aveți de făcut o activitate. Să nu introduceți obiecte ascuțite, discuri de flex, pânze de pendular sau de circular. Deci asta trebuie să fie protejate cumva. Tot la interior aici are două buzunare, așa, două compartimente unde putem să băgăm, știu eu, niște discuri, niște accesorii, ceva, mănuși, ochelari, cam ce avem nevoie să transportăm atunci rapid la locul unde o să avem de făcut o anumită treabă. De asta am și cumpărat-o. Înainte mai eram solicitat la câte o intervenție prin zonă și de multe ori la sculele la care nu am valiză trebuia să le car fie într-o sacoșă de rafie, fie într-o sacoșă de pânză. Nu e o treabă foarte profesională să te duci la cineva cu sculele băgate într-o sacoșă, așa că cu astfel de geantă, pe lângă faptul că este bine compartimentată și te ajută foarte mult pentru că ți-ai pus acolo toate accesoriile de care ai nevoie și în plus lași o impresie frumoasă, nu te duci undeva cu o geantă profesională special gândită și creată pentru scule. Hai să vedem un pic cam cât este de spațioasă și de încăpătoare această geantă. Eu mi-am adus câteva scule aici să văd și eu mai mult de curiozitate câte scule ar putea să intre. Hai să vedem așa, avem un flex, un polizor unghiular de 115, o să îl bag aici în geantă. O bormașină, îi facem și ei loc aici. Un fierăstrău pendular, vedem cum le așezăm în așa fel încât să stea și ele foarte, foarte bine, să nu se miște pe durata transportului, să nu se ciocnească între ele, să nu se lovească. Deci, cu un pic de atenție o să le găsim loc. A mai rămas o groază de spațiu în valiză, așa că o să mai băgăm ceva scule, o mașină de găuri și înșurubat cu acumulatori. O să o băgăm și pe asta aici. Mai băgăm și o mașină de înșurubat cu impact. Mai este spațiu suficient pentru ele. Așa cum vedeți, am băgat 5 scule
în această geantă și încă mai este destul spațiu pentru alte accesorii. Puteți să băgați acolo, nu știu ce, știți că vă trebuie atunci imediat pentru o anumită lucrare, ochelari de protecție, mănuși, discuri pentru polizor și așa mai departe. În partea din față, unde avem cele trei buzunare, la fel putem să băgăm câte ceva, de exemplu, hai să vedem unde ar intra un disc din ăsta de șlefuit pentru polizorul unghiular. Intră foarte bine acolo. Să presupunem că avem nevoie și de niște spirale, să le luăm după noi, să vedem dacă îi găsesc loc aici undeva, nu? Buzunarul ăsta e prea mic, hai să îl bag tot aici undeva, peste acest disc. Nu știu, o cutie în care vă luați după voi niște biți, ceva. Să vedem dacă ar intra, de exemplu, în acest buzunar. Ar intra, un pic mai forțat, dar ar intra. Și mai avem aici încă un buzunar unde la fel puteți să băgați ceva, mărunțișuri, pânze pentru pendular, știu eu, chei și rubenițe și altceva. În urmă, închidem foarte bine acest fermoar. Unim cele două bretele pentru transport și avem o geantă echipată cu ceva scule pe care putem să le luăm foarte repede și foarte simplu după noi atunci când avem de executat o lucrare undeva, o intervenție. Rămâne să vedem și în timp cât este de rezistent acest material. Mie la prima vedere îmi pare destul de bine cusut și destul de rezistent. Este un fel de prelat așa, nu știu nici să vă spun dacă este impermeabil, dar nu... N-aș zice totuși că ar fi impermeabil. Așadar, o valiză, o geantă de transport textilă la numai 35 de lei. Eu consider că am făcut o investiție foarte bună. Sper să mai aduc cei de la atelierul top.ro pe stoc. Poate vreți să cumpărați și voi. Dacă nu, mai au ceva modele un pic mai mari și mai au niște buzunare aici în față, cumva cu capac așa, sunt un pic mai scumpe. Fără să mai lungesc foarte mult clipul, aceasta a fost geanta textilă pe care am cumpărat-o și eu cu ocazia reducerilor de Black Friday. Încă o dată repet că la asta chiar a fost o reducere adevărată. Și ne auzim la următorul video. Până atunci, ca de obicei, vă doresc numai bine și mult chef de treabă!